pe lângă șoseaua de centură sau semicentură a Chișinăului, la marginea cimitirului cel mare de pe strada Doina, în colțul cel mai îndepărtat de la intrarea principală, găsim cimitirul celor abandonați, fără rude, fără nume. Unii au fost identificați după aceea, au venit rudele și le-au pus cruce. Ceilalți, pe banii primării, au fost înmormântați în șanț. Dacă pentru alți oameni să apă o groapă, un semi-șanț, ca să zic așa, de 2 metri pe 1 metru și pe 1 metru jumate, 1 metru 60 adâncime, pentru cei fără familie, se face șanț. Și eu merg acum peste șanț, sau nu, șanțul abia e săpat încoace, de la început încoace. Aici încă nu a ajuns. Dar dincolo după gard s-ar părea că e un cimitir pentru boieri. Privat, probabil. Ca să nu se amestece boierimea de plebe. Lângă pădure, să aibă acces probabil dinspre strada asta, la altă, la Universitatea Agrară. Cam cum e societatea, așa e și cimitirul, e un fel de muzeu sub cerul liber. Tocmai s-a încheiat un șanț. Și a început altul. De multe ori nu au mai găsit oameni fără adăpost, fără rude. Șanț săpat, dar încă neocupat. Na, unul i-a făcut rudele chiar și piatră de mormânt, sau mai el, mai la vale unul. Cruce. 2, 3, 4. Și el s-a rămas fără nume.